În jur de 20 de apicultori din toată țara și-au dat întâlnire în acest weekend în Scoarul Catedralei, acolo unde au expus prevânzare miere din acest an. Vizitatorii au mai putut cumpăra propolis, polen sau posture. Deși cantitatea colectată anul acesta este mai mică și prețurile au dat înapoi, afirmă albinarii. Nina Begleț face apicultură de 30 de ani și are priseci în 4 raioane ale țării, de unde a adunat o cantitate de miere mai mică decât anul trecut. Din cauza plantelor uscate mai devreme, albinele pur și simplu nu au avut de unde culege nectarul. În ciuda producției puține și a cheltuielilor care au crescut, femeia vinde mierea mai ieftin decât în sezonul precedent de colectare. Tăi nu am avut. Când am ajuns la floarea soarelui, albinele erau slăbite și, prin urmare, la vremea recoltei, nu aveau suficientă putere ca să muncească. Cantitatea, da, a scăzut. Calitatea nu a scăzut. Vindem mai ieftin ca anul trecut, mere. E ca să alcânt cu 160 vindem. Anul trecut se vindea 170, 180, dar nu este 160, măcar că cheltuierile s-au mărit. Apicultorii întâmpină dificultăți nu doar din cauza secetei, ci și a cumpărătorilor angro, care propun un preț mult prea mic pentru această marfă. O spune acest bărbat deținător a 170 de familii de albine din raionul Călăraș. Stăm cu însă acasă, fiindcă s-o dăm la angro cu 80 de lei kilogramul, nu facem. Fiindcă foarte, e foarte scumpă și motorină și toți, adică noi, că alții spun și că de albina se mișcă cu motorină. Nu, dar noi lucrările facem tot cu motorină. Tot. Anterior, mai mulți apicultori au cerut ajutor în mărime de aproximativ 800 de lei pentru fiecare familie de albine pentru a le scăpa de la moarte în această iarnă din cauza recoltei scăzute de miere. Aceștia au avut o întâlnire cu ministrul agriculturii Vladimir Bolea, la care au discutat despre problemele din domeniu. Statul nu are posibilitatea ca nouă să ne dă acum ajutor direct. Chiar dacă dară statul, așa ni s-a spus, statul este în căutare. În cazul în care se identifică niște surse, siguranță vor ajuta. Dar ajutorul ăsta va veni numai și numai pentru cei apicultori care sunt înregistrați oficial. Contactat pentru detalii, purtătorul de cuvânt al Ministerului Agriculturii, Daniela Turculeț, ne-a spus să discutăm după ora 16 cu șeful Direcției Politicii în sectorul zootehnic, Valentina Roșca, pentru a aborda acest subiect. Oficialul însă nu a răspuns la apelurile noastre. Problemele nu au afectat calitatea mierii, afirmă prisăcarii veniți în Scoarul Catedralei cu aproximativ 10 tipuri de miere. Unii au fost ajutați de copii să o vândă. Astăzi am venit să-l ajut pe tăticu și avem mai multe chestii. Avem miere de salcâm, de hreșcă, de tei, de oregano și vă recomandăm să veniți pe la noi să mai cumpărați ceva. Și avem păsturi, polen care pentru organism. De calitatea superioară este miere bună, naturală, fără zahăr, amestec, fără adaus. Ce prețuri au bofranele de miere? De la 100 până la 160, în dependență de fel sortimentul de miere. Personal am procurat, dacă sincer, pentru 1 septembrie. M-am gândit că va fi un cadou frumos pentru profesori, un cadou plăcut, un cadou util. Potrivit organizatorului, la târg au participat peste 20 de apicultori din țară. Deci aici sunt miere de vreo 10 feluri. Deci acest târg apicol este pentru a promova apicultura, deci ca să aibă producătorii să-și poată vinde mierea lor, să aibă interes de a mai face apicultură în Republica Moldova. Potrivit Asociației Naționale a Apicultorilor din Republica Moldova, în țara noastră sunt peste 7.000 de apicultori înregistrați oficial și circa 255.000 de familii de albine. În acest an se estimează o recoltă de miere de aproximativ 4.000 de tone, cu o tonă mai puțin față de anul trecut, mai menționează producătorii.